Unde era? Copilul era deja jos. Copilul era jos și copilul era jos. Băieți lângă. Nu mai era decât ăsta la capul lui. Nu era, mai era. Era și Amador care și Atila. Era Amador, Atila, Laur, Cosmin, Cosmin, Costi. Ăla de m-a dus pe mine să intru cu. Da, Laur. Aștia a forțat pe matele să intre, nu tu să nu vezi nimic. Nu, era... Nu, am început eu să tremur și m-a speriat și amalea și... Mie povestește-mi și mie ce ai văzut matale, că s-a întâmplat mai devreme. Când am ieșit din curte, era acolo și a căzut copilul la jos. Era asta de-l ținea de cap. Și că fiica mea mai era doi, dar eu nu le-am luat seama. Da, da, da. Mai erau doi care au plecat încolo vorbind la telefon. Și am sunat, când a venit fata, am sunat la salvări, că nu știa ce să fac cu el. Ai zis că i-a dat drujul. Și erau grămadă peste el acolo? Păi erau acolo, dar plecaseră, fugiseră ăștia. Zicea că l-a văzut băgat în gard. Și unul a zis că i-a tăiat cu drujba. Unul a zis că i-a tăiat cu drujba, nici nu știam ce se întâmplă. Da, avea sânge mult pe el. Da, era plin de sânge. Era blugul plin de sânge, era și acolo jos e baltă de sânge, ce să mai zic? Și cine a sunat la... Eu. Fata mea. I-a cerut telefonul și a sunat ea și i-a cerut amănunte și n-a mai cerut. Și atacatorii ce au făcut? Au fugit? Au fugit. Păi erau fugiți deja. Pe aici, pe partea cealaltă și pe acolo. Câți erau la număr? Cred că mai mult de 20. Mai mult de 20 pe cameră. Să văd. Da. Și ce vârste credeți că aveau cei care s-au... 14, 16, 17 ani, mai mult de... Unii mai au și 19, ori mai fi și mai mult, dar n-am idee. Apar nu aveam ce vârstă are copilașul ăla care e căzut jos. Am înțeles că nu e din oraș, că e... Nu e din la Țepeș.